Ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, a purtat discuții telefonice cu șeful Pentagonului despre probleme de securitate internațională, inclusiv situația din Ucraina. Este a doua rundă de convorbiri între cei doi după declanșarea războiului Rusiei din Ucraina. Mi se alătură cu mai multe informații Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Florin, bine te-am găsit. Este o situație tensionată între cele mai puternice armate ale lumii când NATO și Rusia desfășoară exerciții nucleare simultan. Se știu în acest moment subiectele discutate de cei doi? Bună ziua, nu se știu încă subiectele. Bineînțeles că situația din Ucraina este pe ordinea de zi, cum spuneai și tu, și situația internațională. Însă ceea ce îngrijorează cel mai mult este faptul că NATO a anunțat un exercițiu nuclear care se va desfășura până pe 30 octombrie. Știm că și Rusia are un exercițiu nuclear strategic, GROM se numește el, Tunet, care este desfășurat tot la finalul lunii octombrie, dar în comparație cu NATO, Rusia nu a notificat nici Statele Unite, nici alt stat posesor de arme nucleare despre acest exercițiu, în care vor fi implicate atât submarinele, cât și bombardierele, dar și lansatoarele terestre de rachete cu capabilități nucleare, ceea ce ridică foarte multe semne de întrebare. Bineînțeles, mai sunt și alte tensiuni între Statele Unite și Rusia, plecând de la războiul din Ucraina, deoarece Statele Unite nu dau, cumva țin în șah Rusia și au o pârghie de control, deoarece nu dau Ucrainei cele mai puternice arme, face acest lucru treptat, tocmai pentru a exista această cale de negociere și de discuții la nivel înalt. Florin, Statele Unite au acuzat din nou Rusia că achiziționează drone și rachete din Iran, dar și alte tipuri de muniție din Coreea de Nord. Ar putea impune și mai multe sancțiuni Rusiei? Da, au început să impună sancțiuni Iranului, dar e posibil să impună și Rusiei, deoarece aceste drone produc foarte multe pagube, nu doar infrastructurii civile, am văzut că aproape jumătate din Ucraina este lăsată fără curent electric, dar produc multe victime în rândul civililor, școli, civili, morți, deoarece aceste drone, ele practic nici n-ar trebui folosite într-un oraș, ele au un soft de inteligență artificială care ar trebui să identifice militari, ar trebui să identifice tancuri, transportoare blindate, dar în oraș orice persoană care circulă pe stradă sau orice mașină, autobuz poate fi interpretată ca un echipament militar. Tocmai în această cauză, dronele, cele sinucigașe, cum sunt cele Shahed-136, se folosesc cu prevedere doar în zonele de acțiuni militare. Folosirea lor în spațiile civile e un lucru destul de periculos. Ele încă n-au fost prinse într-o legislație internațională, dar ce este ceva de curând, dar cu siguranță Statele Unite vor face presiuni ca astfel de echipamente militare să nu mai fie folosite în localități. Florin, îți mulțumesc pentru informații.